Fără Janina Luca Rouă, accidentată, vâlcencele au intrat pe teren hotărâte să-și ia revanșa în fața sibiencelor care le-au învins neașteptat în tur. HC Mărâmnicu Vâlcea a dominat autoritar pe tot parcursul meciului și a rezolvat problema celor 3 puncte încă de la pauză, când conducea cu 24-12. La final a fost 37-23 și formația antrenată de Ștefan rămâne pe locul 9 al clasamentului. Ne-am dorit foarte, foarte mult această victorie. Am obținut-o cu un joc destul de bun, la o diferență categorică. Am vrut și să ne luăm revanșa din meciul tur. Așteptăm să stăm la mâna rezultatelor, puteam să închidem campionatul cu meciul cu Rapid acasă. Am avut ghinion, asta a fost să fie, vedem ce se întâmplă până la final. Victoria categorică relansează lupta vâlcencelor pentru a termina acest sezon de campionat în primele 8 echipe din țară, obiectivul din acest sezon. Ne bucurăm pentru această victorie enormă, a fost un meci așa cum ni l-am dorit. Nu per total, de fapt, am făcut și multe greșeli în a doua repriză, am început meciul puțin relaxate și asta ne-a costat puțin la scor, dar până la urmă am reușit să ne concentrăm și să ducem meciul la bun sfârșit așa cum trebuie. O diferență de scor foarte bună, ceea ce ne-am dorit, să câștigăm cât mai clar. Urmează o mică vacanță și după aia ne pregătim ca să câștigăm toate meciurile care le mai avem, să putem să ne îndeplinim obiectivul. Liga 1 la handbal feminin urmează să intre într-o pauză timp de o lună pentru a permite jucătoarelor de la echipa națională să pregătească turneul pentru calificarea la Olimpiadă. Următorul meci pentru vâlcence va fi pe 26 martie, în deplasare cu gruparea din Sebeș-Alba.